Bună seara, doamnelor, domnilor, eu sunt Elena Guțu, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Portret Obiectiv la TVR Moldova. Invitatul nostru din această seară este academicianul Andrei Ieșanu. Bună seara, domnule Ieșanu! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule Ieșanu, în familia dumneavoastră, care este cea mai mare sărbătoare? Poate e ziua de naștere a soției mele. A soției dumneavoastră. Cumva se întâmplă că toată lumea vine anume în acea zi, toți reușiți să-i strângeți. Da, sigur, că copiii în primul rând și cuscrii noștri, adică ne-am încuscrit, așa, vin la noi. Da. Poate și o prietenă, două a soției mele. Dar vă place să aveți multă lume în jurul dumneavoastră, în jurul familiei? Știți cum, când și cum. Așa. Când e prea multă lume, desigur că eu, în situația mea, mai greu mă orientez, eu nu știu, altfel răsună vocile și eu pot să nu recunosc un om. Pe când e puțină lume, eu ușor disting vocea, timbru vocii la fiecărui prieten, la mulți oameni, după vocii. Dar când e lume multă, desigur că... Dar am fost prin mulțimi și acum visez mari mulțimi de oameni. Ați menționat un cuvânt cheie, poate de care vreau să mă leg, vocile. Cum definiți dumneavoastră o voce frumoasă? Voce frumoasă? Să aibă, mai ales găsesc plăcute, desigur, vocile femeilor. Așa. Eu știu, tinerilor, dar și a unor bărbați. Și chiar și a unor bărbați. Și zic că îmi place cum vorbește și cum sună vocea, vorba unui bărbat. Și zic că regret că eu nu am atât de plăcută voce, ca să fiu sincer până la cap. În acești 30 de ani, cât de mult s-a schimbat vocea pe care o au feciorii dumneavoastră? Ai, sigur că s-a schimbat, dar nu cu mult, ca să spun așa. Că fiul mai mic, care acum are 32, atunci avea 2 anișori, desigur s-a schimbat mai mult, dar cei doi fii mai mari, care aveau pe atunci unul, câți ani avea, 10 ani și celălalt avea 14 ani. Sigur, la ce s-a schimbat un pic mai mult, dar nu cu mult. Fiindcă eu și acum iau voci atât de apropiate, încât eu nu totdeauna îi disting. Mi-a telefonat unul sau altul, ori a venit unul sau altul, numai dacă mă anunț în prealabil că vine. Ce vă place dumneavoastră la oameni? Ce îmi place, în primul rând, bunătatea, îngăduința, onestitatea, calități, ca să spun așa, intelectuale, îmi plac. Oameni perseverenți, care muncesc mult și au rezultate frumoase, n-are importanță în care domeniu, și muncești. Principalul, omul să muncească și să trăiască din munca lui. Aveți o bibliotecă mare acasă? Da, destul de mare bibliotecă, că de la o vreme am început, de mulți ani, ea se acumulează încă înainte de studenție, dar acum biblioteca mea e înșerată în 3 camere, una chiar e dedicată noi bibliotecii complet și mesii de lucru, unde stau eu cu Valentina, lucrăm la computer și cărți și pe jos și pe pervaz și pe podea și peste tot cărți acolo. Dar vă amintiți de prima bibliotecă din viața dumneavoastră, chiar cea din sat? Sigur că era biblioteca din copilăria mea, care am acumulat-o. Așa. Și eu mi-am construit o etajeră, eu singur cu mâinile mele. Așa. Mi-am făcut o etajeră, eu eram prieten cu un meșter de butnar, care făcea butoaie, căzi, balerci,
și așa mai departe, și el avea tot instrumentariu și dălți și fel de fel de instrumente de tăiată, barde, topoare speciale, și eu m-am tăiat singur dintr-o scândură groasă care mi-a adus-o tată, mi-a cumpărat-o, nu mai țin minte, am măsurat tot și mi-am făcut această etajeră și mama mi-a vopsit-o și mi-am pus cărțile și avea vreo 3 sau 4 nivele și la fiecare nivel mama mi-a pus câte o broderie așa de casă și arăta foarte frumos și deasupra mi-a pus totdeauna când erau flori, mama punea câte o mică vază de flori, cât era o de asta o etajeră deosebit de frumoasă și toți care veneau la noi admirau această capodoperă mea. De ce totuși istorie? Dar și mai mult doream să vă întreb dacă există un adevăr istoric. De ce istoria? Până la urmă vreau să spun că din copilărie mi-a plăcut acest obiect de studiu în școală. Chiar dacă nu am avut toată vremea învățători deosebiți, dar îmi plăceau lecturile astea a manualelor de istorie, alte cărți care mai nimereau, fiindcă era la noi în sat, a fost și librărie, când eram eu copil, mulți ani, erau 3 biblioteci, erau la școală și era biblioteca pentru copii și biblioteca pentru maturi. Era și eu până la o vreme am umblat, chiar când, în Sculeni Vechi, din clasa 1 a început, eu sunt din Sculeni Vechi, așa se numea partea de sat unde eu m-am născut. Și unde era casa părintească, și acum s-a păstrat casa părintească, dar nu mai ținem noi. Și acolo m-a observat doamna învățătoare, prima mea învățătoare, și a văzut ceva, că eu prin noiembrie de acum terminasem lecturile care le mai puteam avea în abecedarul acela de atunci și spune, trebuie să mergi la bibliotecă. Și în casa unor deportații, eu pe urmă mi-am dat seama că aceea a fost casa unor deportații, era amenajat o mică bibliotecuță. Cine m-a dus la bibliotecă nu știu, nu țin minte, mama, ori tata, ori altcineva, dar eu am spus că era o domnișoară, i-am spus că vreau să iau, să citesc cărți. El spune, și mi-a ales ea o carte, vrei cartea asta s-o iei? Și mă țin minte foarte bine, era Fata Babi și Fata Moșneagul de Ion Creangă, ediția aparte. Și aceea am citit-o chiar în aceeași zi și după masă m-am dus din nou la bibliotecă. Deci am citit-o. A, tu ai citit-o? I-am povestește. Îi spun povestea. Și atunci, am început a citi, până treptat am citit toate poveștile din povești norodnici și moldovenești și pe urmă ucraineni și rusi și belorusi și coreeni și chinezi, până am ajuns de acolo la Charles Perrault și la frații Grimm și la alți povestitori mari din cultura europeană și la Gianni Rodari și mulți. Lista a urmat. Da. Dar băieților dumneavoastră le-ați citit povești? Le-am citit până am pierdut vederea mea, le-am citit. Și lor așa le plăcea de mult să asculte. Eu nu pur și simplu le citeam poveștile. De exemplu, din celebru povestitor danez, amintiți-mi cum îl cheamă, Andersen. Andersen. Da. Andersen, când le citeam poveștile din Andersen, eu jucam rol eroului, personajului despre care parcă venea povestirea. Și cu atâta intonație ca un adevărat actor și toate cu grimase, cu tonalități diferite, dacă venea alt personaj, gata, îmi schimbam vocea și altfel răspundeam și le plăcea foarte mult. Regret că mezinului meu n-am putut să citesc, am început să-i povestesc poveștea așa oral, din cât eu le mai țineam minte. Și el a fost mai obișnuit în privința asta.
Dar le-am cumpărat permanent cărți, ca și eu am, dacă mi-am cumpărat cărți din copilărie, și lor le-am cumpărat cărți. Pe urmă ne-am mai dăruit un prieten cărțile care au rămas de la un fiu al lor și aveau și biblioteca lor în casă, locuri, da? Așa că noi la rândul nostru iar am transmis ce am acumulat de copiilor la copiii copiilor noștri și la alți copii. Așa. Care a fost cel mai complicat an din viața dumneavoastră? Indiscutabil, anul 1994 a fost cel mai greu an. Când, de fapt, la un moment dat credeam că a venit sfârșitul și eram conștient. Cineva spune că eu, de fapt, eu nu mi-am dat seama, dar se vede că eu periodic mai pierdeam simțul realității, fiindcă aveam febră foarte înaltă, în jur de 40 de grade. Am ajuns la spital târziu, am stat într-un salon vreo 3 zile și că s-a agravat și mai mult, m-au dus în reanimare, de unde cam, iată, acum pe la jurul datii de 20, poate februarie, m-au dus în reanimare și am ieșit din reanimare la sfârșitul lui mai. În acea perioadă v-ați supărat pe Dumnezeu? Nu, cum să vă spun, nu m-am gândit la asta, ca să spun așa, că de fapt părinții mei erau credincioși, mai ales mama. Eu m-am trezit într-un mediu, ca să spun așa, unde Dumnezeu era pomenit în fiecare zi, mama își făcea rugăciuni la icoană, se minte icoana care era în camera unde dormeam noi, copiii și mai erau într-o cameră icoană, dar și eu știam, și acum țin minte tatăl nostru de atunci, de la mama. Și când mai țin minte câte ceva, tot mici rugăciuni, ca pe urmă, când eram student, treptat m-am îndepărtat de biserică, de credință, dar știți cum, când odată am ajuns când ajungeam în orașele astea mari din Rusia, ori din Ucraina, în deplasări, când lucram, că în Chișinău nu îndrăzneam, fiindcă noi eram istorici și dacă ne vedea cineva la o biserică, cred că putea să ne coste și să fim eliminați din facultate. Dar de acum la Moscova, la Petersburg, la Lvov, eu intram în catedralele este mari ale lor, am fost în biserica zidită de Alexandru Lăpușneanu la Lvov și alte mari catedrale care le au acolo, și catolice și ortodoxi, de altfel, și totdeauna vedeam și în Moscova și în Petersburg era lume. Din acel 1994, soția dumneavoastră, Valentina, a devenit ochii dumneavoastră. Vă întrebăm cât de mult s-a schimbat și viața ei odată cu acela. Știți, eu încă un lucru parcă țineam numai decât să vă spun că, dacă fiind vorba de relația cu atotputernicul, da, cu eu nu mă puteam liniști, de fapt. Și am pierdut vederea cum ai stânge un bec și nu mi-am dat seama dintr-o dată. Mi-mi părea că e întuneric, pur și simplu. Dar la vreo 7-8 zile, un prieten de-al meu care era foarte evlavios, făcuse teologia la Moscova și a invitat pe un preot al nostru și mi-a făcut Sfântul Maslu. Așa. Și l-am auzit pe ușă când a ieșit. A spus, acum o să se aleagă, ori rămâne în viață, ori altceva. Și s-a dovedit a fi că organismul meu a rezistat. Mi-au spus pe urmă că poate că am rezistat și de atâta, că eu nu eram nici fumător și nici mare băutor. Dacă organismul meu era istovit și de asemenea vicii, atunci nu scăpam. Acum, desigur, când m-ați întrebat de soția mea, desigur că s-a schimbat radical viața ei,
Era o tânără plină de viață, era fată, ca să spun așa, una la părinți și desigur că eu am crescut într-o familie cu 6 copii, noi eram 5 surori și eu, că de acum, după ce s-au măritat surorile mele una după alta, cam am 2 surori mai mici decât mine și ele s-au măritat desigur că înaintea mea și de acum părinții mei s-au istovit măritând fete și dând zestre și până au ajuns la mine, eu maică nu aveau ce să mă ajute. Dar nu m-am supărat, fiindcă ei m-au ajutat foarte mult. Așa. Când eram elev, când eram copil și cum eram student, totuși câte un 10 rubli pe lună însemna mult pentru mine și asta desigur. Dar cât mă gândesc la Valentina, ea n-a avut lipsuri în copilărie, era mai îmbrăcățică, mai, adică nu a muncit atât de mult în copilărie și ea s-a bucurat foarte mult când noi am primit că l-a născut și fiul nostru în februarie, iată, fiul nostru chiar ieri am plinit o vârstă, fiul nostru mai mare și țin minte, la vreo lună, o lună jumate, noi am trecut în apartament nou și ea s-a bucurat foarte mult și ne-am trăit în apartamentul cel la vreo 10 ani, eram în relații foarte bune, atmosferă plăcută în familie, creșteau copiii, 2 de acum și... Și a fost armonie. Armonie, da. Armonie. Și dar când au venit aceste vremuri, desigur că ne ciocneam de toate lipsurile vieții care duceau omul sovietic pe atunci, care unii sunt înclinați să idealizeze acele vremuri. Dar ce să idealizăm dacă știm că nu era nimic prin magazine, cu greu găseai un obiect să-l cumperi, 4 ani trebuie să stai în rând ca să cumperi o mașină de spălat și multe alte lucruri de astea. Despre acele timpuri și nu doar, vă invităm să urmărim câteva repere din biografia dumneavoastră. Atenție la ecran! Academicianul Andrei Ieșanu este unul dintre cei mai importanți istorici din arealul românesc și Europa de Sud-Est. S-a născut la 16 iulie 1948 în satul Sculeni, raionul Ungheni. Dragostea pentru carte a pornit de la prima învățătoare care l-a trimis la bibliotecă, deoarece citise tot abecedarul într-o lună. Zi de zi pleca și venea de la școală pe o cărare de-a lungul Prutului. Iată de ce imaginea acestui râu îi este scumpă și astăzi. După absolvirea Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie, își începe stagiul de doctorat la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei. A trecut în mod tradițional toate treptele ierarhiei funcționale și științifice academice, de la laborant la postul de director interimar. În 1992 susține teza de doctor habilitat în istorie și devine membru corespondent al Academiei de Științe, un succes remarcabil pentru un savant de 44 de ani. Spune că viața sa a decurs în 2 etape, până la și după. În 1994, în urma unei boli, și-a pierdut total vederea. De atunci, aproape toate lucrările sale științifice au fost elaborate în colaborare cu soția sa, Valentina. Fiind specialistă în biblioteconomie, situația a obligat-o să-și schimbe domeniul de activitate, devenind ochii lui Andrei Ieșanu. Academicianul este autor a peste 400 de lucrări științifice, inclusiv 25 de volume editate la Chișinău, București, Sofia, Iași și Paris, dedicate istoriei, dar și personalităților din istoria culturii și spiritualității medievale românești. A prezentat rapoarte și comunicări la peste 100 de forumuri științifice internaționale și naționale, fiind caracterizat drept un intelectual de înaltă probitate, cu viziune largă asupra istoriei, un om cu o memorie fenomenală și un polemist neîntrecut. Drept recunoștința activității științifice în 2011, savantul Andrei Ieșanu a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Este dublu laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul științei, savantul anului 2010 și dublu laureat al Premiului Academiei Române. Andrei Ieșanu a fost decorat cu Ordinul Gloria Muncii și Ordinul Republicii.
În viziunea dumneavoastră, domnule Ieșanu, care este cea mai demnă, dar și cea mai puternică personalitate din istoria românilor? Ca să vă spun sincer, întrebarea asta nu-mi prea place, la drept vorbind. Așa. Ea nu-mi prea place din ce cauză, fiindcă fiecare epocă, fiecare perioadă istorică a lansat anumite personalități cu anumite calități în anumite domenii. Domeniul politic, militar, cultural, cărturăresc, relații internaționale, literatură, pictură, artă, adică multe domenii de activitate. Și în felul acesta, desigur că noi nu putem compara, cum putem să-l comparăm pe Ștefan cel Mare cu Dimitrie Cantemir, ori cu Eminescu, da, să-l comparăm, fiindcă ei sunt din domenii cu totul diferite, fiecare. Și fiecare dintre dânșii reprezintă personalități de vârf ale istoriei noastre, a românilor, cum are au munții noștri Carpați câteva vârfuri dintre cele mai frumoase, cum ar fi Ceahlău, muntele Moldovanului, altul, și el prin asta e frumos, acest munte, nu numai prin înlănțuirea sa firească cu păduri, dar și prin aceste vârfuri. Așa și istoria și cultura și civilizația noastră a românilor este frumoasă și interesantă și bogată și prin mai multe personalități care au lăsat urme deosebit de adânci în istoria, în destinul nostru multisecular al românilor, am vedere. Cât de des aveți discuții, polemici, poate, cu colegii dumneavoastră istorici pe aceste teme? În domeniul istoriei, desigur, permanent am discuții. Ori la noi, în mediul nostru academic, istoric, este o tradiție veche, fiindcă lucrările noastre noi le discutăm în comun și reciproc. Cineva a finisat, de exemplu, o carte, o monografie, un studiu, ori vrea să prezinte la o revistă, de exemplu, o revistă de istoria Moldovei, pe care o editează institutul nostru. Și noi discutăm aceste materiale, ne spunem părerea, ne spunem ce ne-a plăcut, dar și ce ar mai trebui să mai revadă autorul, ori să mai completeze cu ceva, ca să fie mai convingător. Așa că eu sunt permanent angajat în discuții și polemici cu chiar și cu istorici din întreaga Românie. Fiindcă eu public în multe reviste și din România, mulți istorici mă citesc, eu îi citesc pe ei. Eu deseori unele studii pornesc de la o părere a mea, care mi-am făcut-o în urma lecturii unui studiu, a unui istoric pe care eu nici nu-l cunosc, eu îi cunosc studiul. Și vin cu, desigur că cu argumentele mele, cu cercul meu de surse și izvoare, și polemizez cu un autor sau altul și vin cu părerea mea. Așa și alți istorici au citit, de exemplu, un studiu cu mai mulți ani în urmă, am publicat, ca să vă dau un exemplu, am publicat un studiu despre o legendă din o samă de cuvinte de Ioan Neculce. Știți că o samă de cuvinte de Ioan Neculce are 42 sau 44 de legende, dar care toate au sâmburi de realitate și s-a demonstrat prin diferite cercetări ulterioare. Nu sunt pur și simplu niște legende de șarte. La un moment dat eu am observat niște lucruri că la una din aceste legende, nu mai țin minte care, fiindcă ea are un număr aparte, ea e unită cu altă legendă și în Ioan Neculce, când a surprins această legendă, dacă mă înșel, era vorba de epoca lui Ștefan cel Mare, el le-a găsit că e vorba de unul și același eveniment.
Eu am scris un articol și am spus, uitați-vă cum vine, partea asta ține de cutare eveniment din domnia lui Ștefan cel Mare, a legendii, iar partea aceasta vine cu totul de altă parte, alte evenimente din domnia lui Ștefan cel Mare. A intrat în polemică cu mine un istoric important de la București, pe atunci directorul Institutului de Istorie Academiei Române, și părea că care n-a căzut de acord și a spus, a avut argumentele sale. Acum, anul trecut, citesc un alt studiu exact la aceeași problemă, când o doamnă, istoric de la București, compară părerile noastre, ale părerea mea care am expus-o, și a domnului director de la București. Și ea, întru totul, îmi dă dreptate mie. Adică peste vreo 10 ani, adică polemicile, iată, de așa natură în istoriografie și în știință. Domnule Eșanu, dar tot din perspectivă istorică, există popoare slabe și popoare puternice? Știți, lucrul ăsta, desigur că e mai complicat de spus da sau ba, fiindcă, ca să spun așa, istoria, în primul rând, ce este? Este o, poate, o perioadă foarte îndelungată, de, poate și de zeci de mii de ani, din epoca pietrei și a metalelor, da. Da, și așa, bronzului, mă știu, și se trece prin mari alte epoci, până la formarea de state, de popoare antice și chiar, și pe urmă, popoare și chiar să spunem nații, națiuni medievale. De exemplu, sunt păreri și eu aș susține această părere că și noi românii ne-am format, ne-am format ca popor prin, într-o evoluție îndelungată din antichitate până prin până la hotarul mileniului întâi și începutul cel de-al doilea, ne-am format ca popor latin în vatra vechii Dacii, și parcursul evului mediu deja ne-am închegat ca națiune medievală. Ei bine, asta vă spun de, ca exemple, dar au fost de-a lungul istoriei popoare mari, popoare cu trecut milenar. De exemplu, multimilenar. Marile popoare și civilizații din Orientul Antic, din Egiptul Antic. Dar aceste civilizații, aceste popoare au dispărut. Au dispărut. Erau mari, erau puternice, dar au dispărut. Noi românii părea că o să fim înghițiți de valuri de migratori care au venit unul după altul asupra noastră, dar ca prin minuni, cum spunea celebrul nostru istoric Gheorghe Brăteanu, a fost un miracol cum a supraviețuit, au supraviețuit românii în acest areal Carpato-Danubian Nord-Pontic, fiind trecut peste el atâtea năvăliri și atâtea primejdi și atâtea prădălnicii și bejenii. Dar până la urmă ai din nou răsărit ca o iarbă tânără, vigoroasă, formând state medievale puternice. Aveți mulți prieteni. Prieteni? Ce să spun? Prieteni, într-un fel, știți cum a fost? Am avut prieteni în copilărie. Cel mai mult prieteni atunci am avut în copilărie. Dar pe urmă, știți, ne-am dispersat, care încotro a apucat-o, fiecare cu destinul său, care au rămas în sat, care au plecat pe alte meleaguri. Pe urmă au apărut prieteni în timpul studenției, cu unii dintre ei mai sunt prieteni chiar și acum, dar pe unii i-am pierdut, fiind sau stins în viață. Acum vă spun, unii de fapt fie că s-au speriat, fie că
nu știau ce, cum să procedeze după ce am pierdut eu vederea și nu mai aveam, se părea că nu mai am nicio perspectivă, nu mai pot fi de folos cuiva și m-am ales cu alți prieteni, adică n-a fost ceva constant. Au rămas câțiva prieteni și acum. Lucrurile s-au schimbat. Da, s-au schimbat. De la prietenii dumneavoastră, așa se numesc ei, avem niște mesaje pentru Andrei Eșanu. Vă invităm să-i ascultăm. Eu socot că prietenia asta e un dar divin de la Dumnezeu. Și sunt fericit cei care au prieteni. Au prieteni buni, adevărați și pe durata întregii vieți. A vorbit de un prieten, asta e o sărbătoare. Fiindcă niște prieteni, cum este domnul Andrei Eșanu, care ne cunoaștem doar de 57 de ani, asta e o sărbătoare continuă. E un om atât de sincer, atât de curat, atât de frumos, atât de bogat sufletește, atât de versat în diferite probleme ale vieții, fiindcă nu te poți despărți. Ne-am pornit în 67 la Kazahstan, eu eram anul 2, el era anul 1, și în 3-4 zile și nopți încolo, pe urmă în Kazahstan am nimerit în condiții, ușor spus, neprielnice. Noaptea nu puteam dormi, fiindcă te sufocai de căldură, și am acolo la 2-3 într-un arâc, în Părăiaș, ne mai udam. Ziua lucram ce lucram, dar când ne puneam la descărcat ciment, temperatura afară 50 și ne bucurau că zice, cimentul are doar 70 de grade căldură, e clar că îți trecea pofta de tinereță, vis cutezător. Dar am rezistat, ne-am călit, ne-am cunoscut, ne-am dat seama că suntem într-un fel suflet înrudit. Când am venit din armată, prietenii mei din curs erau toți la țară plecați, am venit la Andrei Eșanu, la gazdă. Păi cum era atunci? Frații ne-au eliberat de toți și erau omenești. Nu te primeau la serviciu, fiindcă n-aveai înscriere în oraș. Nu ți făceau înscriere în oraș, fiindcă n-aveai serviciu. Și Andrei a răbdat câteva luni și se uita uimit, ziceai să rezolvi, cum a zis că am să rezolv. Chiar am lucrat câteva timp împreună la Institut de Istorie. Eram în sectoare diferite și deodată eu venisem la tinerime, acolo era mai multă libertate. Să scrii, să spui, să meditezi, să dai părerea. Dar acolo era așa. Ne aducem aminte cum ne sufocam în camerele din Kazahstan de căldură, dar aici numai ca alt fel de sufocare. Nu spune Ștefan cel Mare, numai Ștefan al III-lea. Principatele românii, nu, nici într-un caz, principatele dunăreni. Ne-am dat seama din discuții cât de grea era situația înainte de restructurare și cât curaj, cât profesionalism, cât tărie de caracter, cât rezistență ca să, împreună cu un prieten al nostru, Nicolae Moveleanu, care era director adjunct, au schimbat istoria, adică la 180 de grade, cum spuneam noi, la adevărurile care noi astăzi le socotim și socotim de când lumea așa e, dar n-a fost așa. Ca să vorbești despre Andrei Eșanu, Andrei Eș, cum îl știu eu, din 1973, când am intrat ambii la aspirantură la Academie de Științe, acum e doctorantură, zice, eu la limbă și literatură română, pe atunci moldovenească, el la istorie. Și așa a fost să se întâmple că ni s-a oferit o cameră la amândoi. El era extraordinar de harnic la carte. Se scula dimineață, servea un ceai sau nu servea la sala de lectură și vinea la ora 10 seara, noaptea, și încă mai lua niște cărți acolo să înțelege cu lumea, să le mai răsfoiască. Având un tată cu 4 clase românești, mama era neștiutoare de carte. Mai având și 4 surioare pe lângă dânsul, el acolo și-a trecut universitate, care îi zicem noi, 7 ani de acasă, pentru că asta e cea mai importantă universitate, de unde a ales cele mai importante lucruri pentru orice suflare de om, mai ales de al de noi care eram încadrați în Uniunea, în Imperiul Sovietic. Mama lui nu se adresa tatălui decât, măi române, du-te și despică niște lemne, oare adă, măi române, o căldare de apă.
taică atâta i-a insuflat. Să nu uiți, Andrieș, că tu ești din țăran, din talpă, de când suntem noi de aici, din Sculeni. Dar maică să-i spunea, vă spun, repet, neștiutoare de carte, zice, să nu uiți, măi, Andrei, fiind moldovean, noi suntem toți români. Și părinții tăi, surorile tale, asta să nu uiți niciodată, că omul dacă își uită obârșia, nu mai este om. Pe timpurile cele, vă spun, dragii mei, că era foarte greu, iată spune, anii 70 și 80, eram urmăriți la toți pașul, să nu știm cine trăiește peste prut și așa mai departe. Deci era foarte greu, dar cum să dispersez învățământul? Mai ales eu vorbesc de tema lui, de aici și de peste prut. Uite că el s-a străduit să facă pe acela în patru, cum zicem noi, și a găsit tot absolut. Nu este pagină scrisă cu câteva sute de ani în urmă ca să nu fie citite cu amănuntul înțelese de către Andrei. A trecut peste toate ca să ajungi tu, fără vedere, iată-ți 30 de ani acuși, să ajungi la așa culmi ale științei. Datorită consoartelui de viață, Valentina, istoric și ea, e un caracter și dumea ei extraordinar. Vă închipuiți că toate aceste arhive, sub conducerea nevăzătorului Andrei, trebuie căutate, găsite. El presupunea unde sunt, ce sunt. Ea le căuta, ea le găsea, ea le citea. Câteodată, poate și de două ori trebuiau. Și împreună au făcut o comară pentru neamul nostru în genere. A vorbit despre academicianul Andrei Ieșanu. Este foarte simplu, pentru că este un om sincer, un om pozitiv, un om frumos, un om în fața căruia întotdeauna este plăcut să te afle, dar în același timp nu este deloc simplu, pentru că are o construcție științifică complexă. Academicianul Andrei Ieșanu se află în cadrul Institutului de Istorie de peste 52 de ani. Și astăzi, plenar, în fiecare zi, slujește zeiței Clio și adevărului istoric. Academicianul Andrei Ieșanu întotdeauna a știut și a reușit să organizeze istoricii în jurul său. Dimensiunea vârstei în prezența academicianului Ieșanu dispare. Dispare pentru că și cei tineri cu care a lucrat și lucrează până în prezent, și cei în vârstă, și cei care au ajuns anumite culmi datorită susținerii, suportului și lucrurilor pe care i-a învățat academicianul Ieșanu, îi fac onoare astăzi. O latură frumoasă care îl caracterizează și o caracterizează și pe doamna Valentina Ieșanu este faptul că întotdeauna au apreciat munca celor de alături. A reușit să dirigeze foarte mulți studenți la studii în România, la studii de doctorat și în arhivele românești pentru a valorifica adevărul istoric pe care întotdeauna l-a subliniat și chiar l-a pus în valoare și în perioada când nu era ușor a face acest lucru, în anii 80, în anii 90. O parte din proiectele pe care le-a condus la începutul secolului nostru s-au transformat în programe de stat și aceste programe de stat presupuneau echipe pregătite. Ne mai vorbim de faptul că sub conducerea sa au susținut tezele de doctor în știință 8 istorici și 5 teze de doctor habilitat au fost susținute sub conducerea academicianului Andrei Ieșanu. Și ce este interesant? Colegii, atunci când se află în preajma academicianului Ieșanu, întotdeauna găsesc foarte multe teme de discuție. Cu academicianul Ieșanu este interesant să discuți pe absolut diferite teme, chiar și literatură, filozofie, poezie. Vreau să vă spun că în perioada pandemiei, atunci când veneam mai puțin la institut, dar vorbeam la telefon cu familia Ieșanu, dumnealui îmi recita mici poezii, ceea ce ne făcea să ne ridice cumva dispoziția. Erau interesante și acum face acest lucru. Știe să fie foarte atent și să pună în valoare calitățile fiecărui dintre colegii noștri. Mai mult ca atât, această calitate, încununată și de alte calități
care probabil au reprezentat calități fundamentale în munca pe care a făcut-o, cum ar fi tenacitatea, cum ar fi disciplina muncii, cum ar fi corectitudinea și responsabilitatea pentru fiecare act. Pe domnul Andrei Ieșanu îl cunosc ca pe un om cu totul și cu totul deosebit. Atât prin biografia lui omenească și de savant, cât și prin opera lui extraordinară. În biblioteca mea sunt mai multe cărți ale dumnealui și sunt mândru că le am. Cred că cărțile dânsului pot face cinste și bibliotecii Congresului American. Opera lui despre Cantemir și toată familia Cantemir este definitorie. Toate celelalte sunt la fel de importante. Pentru noi, cei de la Chișinău, este importantă preocuparea dânsului de civilizația urbană din partea aceasta de est a Moldovei. Despre Chișinău a scris încă începând din studenție și opera lui aproape definitivă este cea pe care am publicat-o chiar noi în 2021. Am în vedere proiectul Identitățile Chișinăului în cadrul unui nou proiect care se numește Chișinăul Istoric. Este o operă de cercetare a Chișinăului de până la 812, a Chișinăului medieval, a Chișinăului în devenire de la localitate rurală la localitate urbană, a Chișinăului în devenire către începutul secolului XIX ca al doilea cel mai important oraș al Moldovei medievale. Domnul Andrei Ieșanu este un om cu totul deosebit prin farmecul de savant, de cercetător pe care îl are, dar și prin farmecul de familie pe care îl are. Această dragoste pe care o poartă științii cății știe să o împărtășească și în familie, dar și către prieteni. Suntem cei care, poate nemeritat, beneficiem de acest dar al dumnealui și putem să-l împărtășim cu drag și cu recunoștință. Ne bucurăm foarte mult că îi cunoaștem familia, că o cunoaștem pe doamna Valentina Ieșanu, care este un sprijin temeinic, o coloană fără sfârșit al demersului academic, dat și de familie al domnului Ieșanu și ne place să-i știm împreună încă mulți, mulți ani. Mă gândeam acum, cam de când îl știu pe Andrei, eram o copiliță de 15 ani. Suntem dintr-un sat. Bunicii mei erau vecini cu părinții lui Andrei. Și veneam și eu din când în când la bunici, deci erau în alt capăt de sat. Dar nu știam. Știam foarte bine surorile lui. Și atunci, la nuntă, surorii cele mai mici, Valentina, l-am văzut prima dată. Până atunci nu văzusem. Și cred că tot atunci mama, tata, care vreau să-și aranjeze cumva unicul copil la învățătură, la Chișinău, dar cum să-i dai drumul singur în orașul mare. Și atunci l-a rugat pe Andrei, care era deja doctorant la Academie, la Istorie, trăia în Chișinău, la Cămin, desigur, să aibă și el grijă de valea lor. Așa mi spunea mama, tata, dar în sat toată lumea, prietenii îmi spuneau Valica. Și așa a fost că și Andrei mi-a ajutat puțin cu pregătirea examenilor de admitere la istorie. Pe urmă am intrat la facultate, am stat la gazdă, mama, du-te, te rog, și tu-i fieticile o găină și ia să fac o zană. Dar stai și tu să mănânci acolo. Și așa s-a legat o prietenie. Se vede că și eu i-am plăcut, căci în a doilea an de facultate m-a cerut în căsătorie, dar m-a cerut neobișnuit pentru acele timpuri
mi-a cerut mâna de la părinți întâi. Am dat o cerere de căsătorie foarte repede, chiar a doua zi. Aici a fost o plimbare lungă încolo și înapoi, până în capul satului, până petreceam eu și mă petreceam înapoi, până ne-am explicat noi toate relațiile noastre și gândurile și ideile și cum ar trebui el să vadă chestia asta și cum trebuie să o înțeleg eu. Pe mine nu m-a întrebat cu te așa ar trebui să faci. Ar fost bine să fie. În primul rând că el și Sfântă-și Duminică face navetă la bibliotecă. Asta să fie acceptată din prima de mine. Sfântă nu-i problemă. Și în rest am fost de acord cu toate. Asta a fost unica așa care m-a șocat un pic, dar cu asta m-am deprins foarte, foarte repede. Și nu numai că Sfântă-și Duminică, dar erau și sărbători și luzele de lucru, toată casa în cărți. Cărți pe masă, sub masă, pe geam, pe scaune, cu teme, cu foi, cu cărți deschise, cu însemnări, sisteme de tărăboi, dar un tărăboi științific, știți așa, totul știi ce, unde și când. Eu, desigur, mă indignam la primele noastre luni de trai, le mai strângeam, el se indigna și abia acum, când peste... Cu 30 de ani în urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Andrei. Am început și eu să lucrez cu dânsul. Am început așa la ștărăboi. Cu Andrei deja trăim 45 de ani împreună în căsătorie. Avem 3 băieți. Băieți mari deja și nepoți avem de la primii doi. Ne bucurăm foarte mult că avem și nepoțele. Asta pentru mine așa e o lenare. Dar asta este că Andrei nu și-a mai recăpătat vederea, nu i-a văzut. Nepoții el nu mai simte, îi ține în brațe, îi sărută cu drag, îi nițezește pe creștet. Pe copii îi ține minte așa cum i-a văzut ultima dată. Ce-i drept, e cam greu și închipui cum e cel mai mic, care cel mai mic are 32 de ani. Avea atunci 2 ani când s-a întâmplat cu Andrei. Dar noi am trecut prin greutatea aceea. Domnule Ieșanu, de ce trebuie să iubim viața, orice culoare ar avea aceasta? Știți cum, atunci când de acum trecuse printr-o mare tragedie, când omul trece prin mai multe încercări, el începe să devină filozof, ca să spun așa. Adică să mediteze asupra vieții, asupra destinului uman. Fiindcă se vede că mi-a fost dat și mie să trec prin mai multe încercări, susținere și în tinerețe și la institut, ca să spun așa, nu prea am avut. Și a trebuit să mă descurc singur, cu mijloace puține și să fac ceea ce îmi plăcea deosebit de mult. Adică să fiu în mediul cărților, a culturii, chiar dacă aveam bani puțini, totuși mergeam și la concerte, și la teatre, și la fotbal, și la cinema și îmi cumpăram cărți. Chiar dacă uneori trebuia să nu mănânc într-o seară, dar dacă mi-am cumpărat o carte și nu mi-ajunge, eu știam mai bine dau un ban pentru o carte decât mai rămân o seară flămând, ca să spun așa. Dar știți cum, poate și în asta constă farmecul vieții. Pe urmă treptat, după ce m-am mai aclimatizat și când m-am lăsat în voia Domnului, mi-am spus chiar, fă Doamne ce vrei cu mine. Atunci treptat m-am liniștit, am revenit la carte, chiar dacă stăteam prin spitale, când mi-am mai revenit. Seriile în spital, Valentina mi-a aducea, pe lângă ce mi-a aducea ea, trebuia să-mi aduc și vreo carte, două, eu măcar să le sunt cărțile așa. Și dacă intra vreo
soră medicală, cum se spune pe atunci, o asistentă, eu avea vreo 5 minute să-mi citească o pagină. E bine, acum ce vreau să spun? Chiar și după asemenea tragedie în viața mea, mi-am dat seama că eu trebuie să mă ridic, trebuie să pășesc din nou și am învățat la propriu a merge. Eu trebuie să-mi cresc copiii, eu trebuie să mănânc, mai am șansă să mai fac ceva. Că adunasem în 20 ceva de ani, 25-27 de ani împreună cu studenții, lucrasem prin biblioteci și arhive. Era adunată multă materie, multe documente istorice și eu trebuia să valorific aceste acumulări. Și când am început, după vreun an jumate, doi, să încep a lucra, i-am spus Valentinii, când am înțeles, gata, orice șansă e pierdută ca să precapăt vederea, am stat de vorbă împreună, am încercat la o clinică din Israel și acolo m-a consultat un medic de clasă europeană și, din păcate, a spus că nu se poate de făcut nimic. Și atunci am stat încă câteva zile pe malul Mediteranei. Era o clinică într-un oraș de pe malul Mediteranei și am stat foarte atent de vorbă cu Valentina. Uite, așa trebuie să facem, împreună trebuie să lucrăm, împreună trebuie să mergem înainte și să ne creștem copiii, fiindcă dacă tu numai tu ai să lucrezi, tu n-ai să ne poți să întreține pe noi toți. Și în afară de asta, eu nu se rezist să rămân, să te aștept să-i dizi o zi întreagă acasă. E bine, treptat am început a reveni la carte, am început a lucra, am început a scrie din nou și acum scriu cu tot cam un caiet alături și îmi notez ideile care apar și parcursul nopții și Valentina la computer, cărțile și lucrăm împreună. Și altceva, păcat să spun, dar suntem invitați și în România, și la noi, și în alte țări, la multe reuniuni științifice. Venim cu rapoarte, comunicări, mulțime de reviste și istorici ne cer studiile noastre. Am înțeles că sunt căutate și am găsit sens. Viața mea a recăpătat sens. Eu credeam că dacă nu văd pierderea, viața mea pierde sens. Ori în viață trebuie să-ți găsești un făgaș al vieții în care tu să găsești, să-i dai vieții tale conținut și sens. Și iată și astăzi, de cele mai multe ori, viața îmi pare deosebit de interesantă. Deosebit de interesantă, cu toatele ei și cu cele câte se întâmplă și le avem în familie și în oraș și în țara Moldovei și în întreaga Europa și în lume. Desigur că mă liniștește foarte mult aceste evenimente din ultima vreme cu războiul nedrept pe care îl duce Rusia împotriva Ucrainei. Totul trece prin inima mea și prin sufletul meu și desigur că mă interesează permanent cărțile. Permanent și acum cumpărăm cărți, permanent. Când ne ducem în orice oraș, unii ne-am duce, în primul rând intrăm în librării, în biblioteci. Și prin asta, casa s-a umplut de cărți, la un moment dat spuneam, cu ce te lauzi? Așa era o vorbă între prieteni. Dar cu ce mă laud? Cu o casă de copii și de cărți. Și cărți, nu în zadar poate am început și această discuție despre cât de mare și frumoasă este biblioteca dumneavoastră. Noi vă mulțumim mult pentru interviu, dar și mai mult pentru acest model de renaștere, de regăsire de sens. Este un model atât de necesar pentru fiecare dintre noi care încearcă să caute speranța în toate dimensiunile vieții. Noi vă mulțumim cu mare drag. Vă invităm și vă reinvităm ori de câte ori la TVR Moldova, dar poate și mai mult deja în calitate de istoric. Mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc! Mulțumim, doamnelor, domnilor, de asemenea, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu TVR Moldova. O seară frumoasă!